Se naște o nouă zi în România. Profesorii primesc salarii mai mari, sunt mai dedicați și mai hotărâți ca niciodată să ofere copiilor noștri o educație mai bună. Azi, medicii se întorc acasă să ofere românilor cele mai bune tratamente, pentru că salariile lor s-au dublat. Astăzi, subvențiile pentru agricultură se dau la timp. Astăzi, sute de mii de pensionari au șansa unei vieți mai bune, pentru că pensiile lor au crescut. Astăzi se nasc noi afaceri în urma proiectului Startup Nation și fiecare dintre aceste afaceri ajută economia românească să crească. Astăzi, mii de cupluri încep o nouă viață pentru că au încredere în ziua de mâine. Azi creștem și suntem mai puternici în Europa. Astăzi e o nouă zi pentru România. Să fim mândri că suntem români. O zi în care românii aleg să trimită la Bruxelles patrioți care să le susțină cauza și să le spună povestea. Ne-am întors în partea a doua emisiune de dezbatere electorale pentru alegerile pentru Parlamentul Europei. Suntem în studio cu reprezentanții ai Uniunii Salvați România, ai Partidului Social Democrat, al candidatului independent George Simion și al Partidului Național Liberal. Tema dezbaterii de astăzi este dublu standard, calitatea și prețul diferite ale produselor în Estul Europei față de Vestul Europei. În prima parte a emisiunii am ajuns cumva la ideea că important este să fim informați, să nu fim înșelați, adică de retailer sau de producători, și să știm ceea ce consumăm, ceea ce ni se oferă. Pentru candidatul independent George Simion, reprezentantul domniei sale Gabriela Preotesei, are o poziție în acest sens, dumneavoastră cum ziceți? În primul rând, agricultorul român, țărarul român, trebuie să-i se dea posibilitatea să fie competitiv, să facă competiții țăranului din Germania sau din Franța, ceea ce nu s-a întâmplat absolut deloc în ultimii 30 de ani. În altă ordine de idei, trebuie să susținem cu adevărat și să promovăm produsele noastre, bio. Colegul meu de platou spunea de domnul Ciolos. Da, domnul Ciolos a fost omul care a deschis poarta Monsanto pentru a aduce în România, a promovat Monsanto. Iar Monsanto este, deci avem date și le găsim și pe net. Este o modificare care provoacă cancerul. Sunt în Statele Unite, sunt diferite procese intentate de cetățeni care au fost îmbolnăviți din cauza acestui experiment, aș spune eu. E vorba de produs modificat genetic. Da, modificat genetic, dar domnul Ciolos o susținut, e promotorul Monsanto. Deci domnul Ciolos ori nu știut săracul și trebuie să documenteze, să lase alți profesioniști, pentru că tocmai asta este problema la noi în România, că se promovează pe funcții, aici e valabil de la învățământ, agricultură și tot ceva, diferiți pot, avem și mecanici auto prin Parlamentul României. Iar de ce nu ne putem impune noi în Europa că în momentul de față suntem sclavi, suntem vasali acolo, nici de cum. Europa cu două viteze, noi cred că o avem a treia. Întrucât destui de mulți din politica românească, și aici nu fac referire la un anumit partid politic, mai mult sau mai puțin sunt la fel, întrucât toate acest traseu politic, probabil la anul vor veni din PSD, vor trece mult la PNL, dacă PNL-ul iese la putere. Și din nou va fi un partid virgin în politică, pentru că va fi trecut la PSD. Eu nu găsesc o vină cuiva anume. Vina e a clasei politice în general. Deci, cum facem să promovăm? Chestiunea este următoarea. Având în vedere că mulți dintre politicienii români au dosare, categoric nu pot lua cuvântul să impună ca bărbați în Parlamentul European, încât bănuim că cam scoate un dosar din sertar Uniunea Europeană și spune ciocul mic că te băgăm la mititica. Nu prea are posibilitate. Uniunea Europeană ar trebui să n-aibă dosarele nimănui, chit că ei... Ar trebui, dar n-am spus... Deci cam poate funcționa, nu? Deci poate funcționa o chestiune de asta, nu? Nu prea are nici instrumentul să facă asta, da? Nu prea se ocupă Uniunea. Abia acum se înființează, vor să înființeze parchetul și Europa și toate astea. Da, să-l înființeze, dar să fie pe dreptate, să nu fie cum funcționează la noi în general. Așa. În funcție de interese politice, în funcție de cine sună, de unde sună și așa mai departe. Domnul Gabriel, vă întreb, dumneavoastră acuzați clasa politică? În general, vorbind la general. Avem, bineînțeles, aici vreau să subliniez că avem și oameni verticali în orice partid politic. Am întâlnit și în PSD, și în PNL, și în USR.
Dar vorbind la general, clasa politică ne-a ținut sclavi, așa cum suntem. Bun, eu vă înțeleg atitudinea noastră tranșantă, o împărtășesc destul de mulți în țara asta, dar haideți să ne gândim cum a ajuns această clasă politică, o clasă politică. Prin alegeri. Prin alegeri, categorii. Așadar, noi, alegătorii, nu avem nicio vină că avem această clasă politică. Vă dau și răspunsul ăsta. Consider eu, ca și alegător, consider că prima vină este a noastră. Mulți spun, domnule, clasa politică. E adevărat, clasa politică ia decizii și ne conduce cum ne conduce la groapa de gunoi. Dar zic, mă, fraților, haideți acum să vedem adevărul, știi? Că se maschează, diferite, au apărut partii de noi, care au oameni vechi și așa mai departe. Domnul Ponta a devenit virgin în politică și a făcut plusul acum și nu mai este PSD și așa mai departe. Înțelegeți dumneavoastră? Și tot așa mai departe. Omul se cunoaște după faptele sale. Cum e o vorbă românească, precum pomul după roade. Asta este chestiunea. În politică nu trebuie să aibă acces penal. Iar vis-a-vis de USR, păi la USR, stimabile domn, când s-a propus legea pensiilor speciale, hop, și USR au votat cu două mâini. Adică mă bag cu pumnii în piept că vreau justiție și dreptate și când colo, hop, și eu. Probabil o fi uitat atunci USR-iștii că nu trebuia să votez. Eu nu pun în dubiu calitatea dumneavoastră de om, așa cum am avut și am avut o confruntare între ghilimele. Noi suntem aici să discutăm ca oameni. Și am avut un domn de la USR iarăși, am avut de la PRU, deci de la PRU după aia, deci ne-am confruntat acolo, am stat în afară în parcare și am vorbit mai mult decât am stat în emisiuni. Adică da. Nu, domnule, suntem oameni până la urmă. Da. Nu știu dacă știți, USR e singurul partid din legislatura 2016 până acum care a avut un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale. Da. Când a propus? Da? Dar votul a fost atunci când s-a votat pentru pensiile speciale. USR n-a votat pentru pensii speciale. Există da, dovezi că... Asta e grija... Bun, ca să nu deviem discuția. Exact, revenim la alimente. Da. Am convenit așadar că trebuie să fim informați, dar nu dacă există un dublu standard. Răspunsul dumneavoastră care este? Sunt de vină producătorii sau sunt de vină retailerii? Sau sunt cumva niște interese mai degrabă politice care influențează mersul economiei? Nu, vina este, zic eu, în primul rând a producătorilor și atunci când, dacă aceștia își pot demonstra nevinovăția, pot veni să spună, uitați, legislația nu ne permite. Acum în România, într-adevăr, legislația pentru protejarea cetățeanului a fost așa și așa. Nu au existat niciodată măsuri foarte clare și prevederi foarte clare pe niciun domeniu, din păcate. Deci legislația românească este atât de complexă și atât de stufoasă, vreau să spun că se schimbă de la unul la altul. În primul rând, anul trecut prin Parlamentul României au trecut, poate domnul senator ne zice cifra exactă, dar au trecut peste 1600 de proiecte legislative. Și dacă adunăm și hotărâri de guvern și legislație locală și deja discutăm de un volum foarte mare de legi. Mereu legiferăm, dar niciodată nimeni nu a zis, hai să facem, ok, pentru alimentația publică, pentru reglementarea activității din alimentația publică, hai să facem un cod. Și codul ăsta se aplică și la restaurante din hoteluri, și la producători, și la retaileri. Și atunci poți să-i ceri retailerului să vândă numai produse de calitate în momentul în care îl obligi și pe producător să producă după niște standarde. Eu, da, v-am înțeles. Eu am lansat ideea mai devreme că s-ar putea, de fapt, decisiv să fie politicul, pentru că, iată, apropo de legi, sunt legi care nu prea se aplică, adică se aplică, dar așa cu fereală, cu frumosul, nu se taie în carne vie, dacă e cazul, cum se întâmplă în țările vestice. Adică lucrurile sunt tranșante, legea se aplică și se aplică dur. La noi așa, îi mai dăm un avertisment, protecția consumatorului cam asta face. Hai dă o amendă, da, mică, hai domnule. Haideți să fim corecți în fața românilor. Și un lucru care se știe și nu trebuie ascuns și adus la măsuri până la demiteri de șef de ANAF la nivelul țării. Există, ca să spun așa, o întrepătrundere și un sprijin reciproc politic cu economic.
trebuie să o recunoaștem, mai ales la nivel european. Toate aceste mari lanțuri de supermarketuri au sprijinul politic a țărilor de unde provin. Germania, Franța, Spania, Italia, Austria. Și sprijinul acesta se vede în primul rând la sistemul în care, că am avut și noi și am cerut în Parlament, domnule, haideți să verificăm aceste mari lanțuri. Și am luat pe cei de la ANAF, cel puțin președintele nostru și conducerea noastră, i-au chemat, pentru că trebuie să recunoaștem, miniștrii sunt oameni politici. Da. Și au întrebat, bă, l-a luat pe Teodorovic, ministrul finanțelor, bă, Teodorovic, spune-mi și mie câte controle a făcut ANAF-ul anul trecut la marile lanțuri de supermarketuri. Și venind raportul, am constatat următorul lucru. Se duc, fac controle, se stabilesc inclusiv închideri de suspendare de activități și după aceea aceste mari lanțuri vin cu o armată de avocați din străinătate. Pe legislație europeană, că de aici am spus eu că ne dorim ca parlamentarii, europarlamentarii care îi trimitem în Uniunea Europeană să fie români în primul rând și după aia reprezentanța ai partidelor politice și așa mai departe, să fie români, pentru că vin pe legislația europeană, pe diverse directive și stopează și stopează efectiv măsurile luate de ANAF. De asta, unul din motivele pentru care fostul președinte ANAF a fost demis a fost asta, controlele la marile supermarket. Primul aspect. Al doilea aspect, eu nu vreau să spun, spunea un coleg de platou faptul că agricultorii din Franța sau din Italia sau din altă parte sunt mult mai susținuți decât cei din România. Corect. Așa este, are perfectă dreptate, pentru că subvenția la hectar în Franța e aproape 300 de euro, subvenția la hectar în România e în jur de 150-170 de euro. Dar fără niciun fel de supărare, cel care era comisar european când s-au stabilit aceste subvenții pentru statele europene, oare cine era? Era Dacian Cioloș. Da, și vă zic și, vă zic deci, și care stați, să termin și după aia așa. De asemenea, vorbim de politic și economic. Producător, retailer. În general, produsele din afară vin prin importator. Eu cred că acel importator, într-adevăr, ar trebui primul să fie cel mai atent la ceea ce aduce. Pentru că el aduce. Din păcate, acești intermediari cumpără ieftin și încearcă să dea în România scump. Ori aici încercăm, într-adevăr, și sper să reușească toate partidele politice, pentru că toți avem aceea, nici eu, nici Radu Samson, nici George Lazar sau altcineva nu vrea ca copiii noștri sau rudele noastre să mănânce ceva care e cancerigen. Că nu-i nimeni nebun la cap să zică, bă, știi, eu vreau să mănânc ceva cancerigen, că vreau să mor mai devreme. Deci aici cred că suntem... Deci atâta timp cât nu vom încerca să rupim aceste lanțuri, nu vom reuși nimic. Eu am fost unul din... Deci acea lege a raftului de care se spunea la supermarketuri a fost inițiată de Victor Surdu. Un deputat care să știe că eu l-am făcut deputat aici la Neamț. Pe vremea când trăia Dumnezeu să-l ierte. De la draftul, eu am draftul inițial, de la ce a plecat draftul inițial, la ce s-a ajuns, e o diferență destul de mare. Și dureros. Da. Mulțumesc. USR. Deci nu putem avea pretenția ca subvenția în România să fie la fel ca în Franța. Putem spera ca ea să ajungă la același nivel, dar nu putem avea pretenția asta în condițiile în care, în primul rând, în România nu există cadastru pe toate terenurile, nu există
forme prevăzute în lege care să ușureze asocierea mai multor agricultori. Există asociațiile agricole, e cu totul alt tip de afacere. Dar micii producători, micii agricultori au foarte mari dificultăți cu birocrația în a se asocia. Și atunci când statul nu vine în întâmpinarea acestor, zic, uite băi, ai semnat aici, sunteți 10, semnați toți aici și aveți asociație și aveți următoarele drepturi. Aveți perfectă dreptate. Statul înseamnă cine? Statul și eu, care sunt parlamentar și parlamentarii dumneavoastră și parlamentarii PNL-ului și parlamentarii. Deci ăsta e statul. Deci, da, când spunem statul, spuneați că când spunem statul, spuneați că ați mai făcut deputații. Eu n-am mai făcut până acum. Nu, eu n-am mai făcut. Păi a zis că ați făcut deputat pe domnul Sudu. Dumneavoastră a spus. Asta e altceva, a zis că ați mai făcut deputați. Partidul dumneavoastră a mai dat deputați. Unde e legislația? Dacă ați avut parlamentari din 1992 și până azi, din 1990 și până azi, unde e legislația? Știu, cu toții ne plângem de problemă. Nu toți am avut acces la propune o soluție. Corect. Dar în 30 de ani nu a venit nimeni care nu a existat nicio propunere parlamentară care să creeze o formă de asociere ușoară pentru micii agricultori. Și trebuie să mai ținem cont de o chestie. Micii agricultori nu sunt obișnuiți cu hățișurile birocratice și nici nu e treaba lor să învețe hățișurile birocratice, treaba lor este să facă bine agricultură. Și în momentul în care se va crea legislativ o formă de asociere pentru micii agricultori și pentru micii producători din agricultură, atunci vom vedea performanțe și la noi, în calitatea produselor. Spuneați de supermarketuri și de dublu standard aplicat în supermarketuri. Păi un agricultor care cultivă roșii în Germania știe că legislația îi impune să nu folosească următoarele tipuri de substanțe și legislația se uită la produsul, organele de control se uită la produsul lui încă de când iese pe poarta lui, nu se uită pe rafla retailer și dau amendă retailerului. Iar eu ca retailer, eu, domnul, orice retailer nu-și permite să verifice toate produsele care vin de la producători, să le supună analizelor. Eu n-am vorbit de retailer. Și dacă am vorbit de importatori, de multinaționale, de supermarketuri și importatori la final. E același lucru. Problema este la întâmpinarea nevoilor agricultorului. Și în momentul în care îi spui nu folosi acest tip de substanțe care se folosesc în România de 20 de ani pentru că alea am fost învățați să le folosim și poate alea sunt și mai ieftine sau mai accesibile în România, în momentul ăla trebuie să oferi și o alternativă. Trebuie să încurajezi folosirea altor substanțe prin măsuri care, nu care îi pedepsesc pe cei care folosesc substanțe nocive, ci prin măsuri care îi încurajează și îi răsplătesc pe cei care nu folosesc acele substanțe sau folosesc substanțe care duc la un produs sănătos, la final. Mulțumesc, domnul Lazar. Partidul dumneavoastră este puțin în urmă. Cu timpii vorbesc. Cu timpii vorbesc. Cu economia de aici. Și că să dați pe primul loc. Da, vă rog. Depinde la ce. În gânduri. Vă lansez o idee de a continua discuția. O preiau de la domnul Samson. De acord, asociații. Personal sunt sceptic că românul mai vrea să se asocieze agricol la ora asta, dar să zicem că ar fi așa. Dar ce ne facem, domnule Lazar, că o suprafață din ce în ce mai mare din suprafața agricolă a României este cumpărată deja de străini? Aproape 50%. Nu e 50%. Dacă e 50%, acum românul, vis-a-vis domnul Dan, românul și românii în general care fac agricultură, se asociază. Nu știu, dumneavoastră informații că nu vor să se asocieze sau cum se asociază. Vorbim de micul producător care... Păi, eu vă spun, dacă mergeți în jurul Romanului, la cordon, la tămășini, la Corea, o să găsiți, și în restul comunelor, la Secuim, dumneavoastră, o să găsiți asociații agricole, da, de ținut, care au 300 de hectare, 400 de hectare, 500 de hectare, 1000 de hectare. Poate vă spun sigur, nu sunt, nu. Eu vă spun sigur că există, dar nu e o familie. Nu e o asociere de producători legal. Nu. Păi deținută de o persoană, de o familie sau de mai multe familii la un loc. Păi, și altfel cum se asocieze? Dacă se asociază X cu un hectar care mare la 10 km cu altă persoană care are tot un hectar, e aproape imposibil, dar forma de asociere există. Nici agricultorii din Franța sau din țările vest europene nu se asociază câte 700 de agricultori care au câte un hectar fiecare și se asociază și fac o asociație de 700. Nu se asociază tot într-o formă în care un lider de asociere conduce
respectiva privatizare agricolă. Dar și în România oamenii se asociază pentru că rentabilitatea crește când deții o suprafață mai mare de hectare de teren agricol, când îți faci lucru treaba mecanizat cu produse și cu utilaje de ultimă oră, ca să spun, și atunci îți crește producția, că până la urmă despre asta discutăm. Cum facem cu terenul vândut deja? Păi ce s-a vândut, s-a vândut. Păi ce s-a vândut, s-a vândut. Există lege dată în România, din câte știu eu și domnul Manoliu. Da, este legea, știe foarte da, bine. Este legea prin care românul nu are... Nu mai poți să vinzi decât arendașului. Adică eu, de exemplu, dacă am un hectar de teren agricol, pot să-l vând prima dată doar arendașul. Arendașul are preemțiune, da. Obligatoriu. Dacă arendașul nu dorește să cumpere, trebuie să notific imediat vecinii. Nord, sud, vest, est. Dacă doresc să cumpere. Și dacă nici în acel caz nu există o intenție de cumpărare, cumpără statul român. Asta sunt prevederile astăzi. Și dacă nici atunci nu cumpără statul român, atunci cred că poți să vinzi unei persoane străine. Dar ce s-a vândut prin act de vânzare, cumpărare, e bun vândut. Eu aș vrea, aș vrea o mică precizare apropo de producătorii, micii producători din Franța sau din altă parte, cu micii producători de la noi. Și aici îi dau dreptate domnului Lazar. Foarte pe scurt. Se știe foarte bine și noi am promovat, când eram pe vremea USR-ului, o legislație prin care am promovat ferma individuală. Ca să fie rentabilă o fermă individuală, ceea ce în Franța se numește mic producător, trebuie să aibă minim 20 de hectare. Minim 20 de hectare. Ori la noi nu există așa ceva. Mulțumesc. Ne oprim aici, stimați telespectatori, dragi invitați. Timpul alocat emisiunii a expirat. Sigur că ar mai fi multe de discutat, dar mai este o emisiune de dezbateri și săptămâna viitoare. Mulțumim pentru prezența în studio. Mulțumim și noi. Revedere. Ești operator de calculator în secția de votare la alegerile europarlamentare din data de 26 mai 2019. Iată ce atribuții ai. În preziua alegerilor, la ora 18, te vei prezenta la secția de votare la care ai fost repartizat și efectuezi ultimele verificări ale sistemului informatic. În ziua votului, programul tău începe la ora 6 și se termină după încheierea procesului verbal de consemnare a rezultatelor alegerilor. Pe durata votării, între orele 7 și 21, principala ta sarcină este să înscrii în sistemul de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pentru a afla dacă aceștia au drept de vot, dacă au mai votat la același scrutin, dacă sunt arondați la altă secție de votare sau dacă sunt omiși din lista electorală permanentă. Informațiile furnizate de sistemul de monitorizare împiedică orice tentativă de vot multiplu. Vei fi remunerat cu 190 de lei pe zi pentru o perioadă maximă de 5 zile. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pentru a îndeplini cu succes rolul de operator de calculator pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea Operatori de calculator. O campanie realizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Televiziunea Română.